Și acum să vedem ce fac bărcile, adică pescarii din barcă, la izvoarele Mehedinți pe 15.05.2016. Nu am văzut că prima barcă a luat. La prima barcă s-a luat scumbie, vapor staționat. Cam așa arată peisajul aici. Mașini foarte multe. Bărci, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bărci, dar mai sunt și de vale încă. Deci sunt cu prieteni aici la pescuit, cu șeful, cu domnul Adi, cu domnul Dan. Bate vântul, hai să vă filmez că e ceva frumos. Ia uite bă, șeful l-am văzut în barcă la barca aia de acolo, iar a luat scumbie. E apa puțin gălbuite și la barca roșie de acolo, în dreapta s-a lăsat. Unde să băgăm în aia? Păi, dacă am mai împun, uite, bagă-te în dreapta acolo. Ia-o pe spatele, nu se n-a găsat până. S-o apă de desubt, așa, băi. Cobori de-asta? Nu, e neagici acolo, că te încurci. Bagă-te pe mal acolo. Deci tot ai cobori? Nu, bagă-te pe mal acolo. După mal? Da. Am dat zoom-ul mare la cameră și te-am văzut ca un uriaș când ai fost afară. Ia uite ce frumos le ia la barcă șeful, o barcă ne trebuie de aia de... Uite mă, Dănuțe, acolo în față cu barca, vezi? Bucură-te și... Ia uite două dată la barca aia. Vezi mă, unde e peștele? Așa, așa, am zis că... Am găsat eu linia în pom aici. Ați așa să strâng și o linia. Să strâng și o linia. Hai linia, vin încă. Gata, a ieșit linia. Șeful este la picnic. Poftă bună, șeful. Am băgat. Păi domnul, sunteți cel mai frumos de aici. Hai să vă filmez. Ia. Ia uite bărcile până unde sunt șeful. Până unde sunt bărcile? Ce de bărci sunt pe acolo? De să ia la barcă, am văzut faza. E că venim pe malul ăsta, a? Alte bărci. La izvoarele Mehedinți. Ele sunt pe curent în parte. Natură și aventură. Frumos aici. M-a dus să și pescuie și eu. Să vedem ce prind eu la musculițele. Am niște musculițe care nu dă culoare. Caușă una anafor. Revenim, țineți aproape. Thank you.